Această rubrică vă este oferită de Sanador. Coxartroza este o boală degenerativă caracterizată prin degradarea progresivă a articulației șoldului. Boala este dureroasă și irreversibilă. Vestea bună este că articulația șoldului poate fi înlocuită. Despre această procedură, artroplastia șoldului, vorbim cu domnul dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să înțelegem pentru început ce este mai exact coxartroza. Coxartroza reprezintă îmbătrânirea articulației șoldului. Este o afecțiune degenerativă, este prezentă în toate articulațiile, cele mai frecvente fiind șoldul și genunchiul. Care sunt cauzele apariției coxartrozei? Principala cauză este coxartroza primitivă, este îmbătrânirea articulației. Pot să mai existe cauze secundare, când artroza apare ca urmare a unei deformații articulare, ca în cazul pacienților cu displazie de șold, în cazul pacienților cu fracturi de cotil sau cu fracturi de col femural, pacienți cu afecțiuni reumatologice și mai sunt câteva alte cauze, dar cel mai frecvent este coxartroza primitivă. Apar și alte simptome în afară de durere? Durerea și limitarea mobilității, ceea ce duce la scăderea nivelului calității vieții. Ce tratamente există pentru acești pacienți? În funcție de stadiul artrozei, se începe cu un tratament nechirurgical, în care, în primul rând, ne referim la limitarea BMI-ului, la raportului între înălțime și greutate. Pacienții trebuie să aibă grijă la greutatea personală, la activitățile fizice pe care le fac, evitarea urcatului, coborâtului, scărilor, căratului, obiectelor grele și, bineînțeles, tratament de recuperare medicală, fizio- și kinetoterapie, după care, dacă toate aceste eforturi însoțite, bineînțeles, de tratament medicamentos, tratament antiinflamator și antialgic, nu au dat rezultate, soluția este o proteză totală de șold. Ce se întâmplă în cadrul intervenției chirurgicale? Să înțelegem pentru început, există o limită de vârstă pentru acest tip de intervenție sau poate fi realizată la orice vârstă și la orice sex? Nu, poate fi realizată la orice vârstă și la orice sex. Avem pacienți extrem de tineri, pacienții de care vă spuneam, cei cu afecțiuni reumatologice, poliartrită reumatoidă sau pacienți cu fracturi de cotil care dezvoltă rapid o artroză a șoldului. Sau pacienți octogenari, nonagenari, care au nevoie de proteză de șold. Care ar fi durata de spitalizare după o astfel de intervenție? Trendul actual este de a scădea foarte mult durata de spitalizare, până la one day surgery, este așa numitul fast track total hipartroplastic, în care pacientul vine, se internează, se operează și pleacă acasă. Vorbim de cazuri extreme. În mod normal, 4-5 zile sunt suficiente. Pacientul se internează, este operat a doua zi și imediat după operație începe deja recuperarea. Se mobilizează cu sprijin parțial, cu un cadru metalic sau cu cârje, imediat după operație. În cât timp și-ar putea relua activitățile pacientul? Și mă refer aici la activitățile care nu mai presupun să meargă cu cârge sau cu cadru, așa cum ne-ați spus, dar evident nici să meargă pe un teren de sport, să spunem. Este foarte greu de generalizat atâta timp cât paleta pacienților este extrem de vastă. Depinde foarte mult de tonusul muscular al pacientului, de greutatea pacientului, de tipul de intervenție, ce fel de proteză s-a implantat. Dar în mod normal, la o lună de zile, toți pacienții ar trebui să meargă fără sprijin. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru prezența în direct la Digi Matinal. La revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.